Avionul BH-111 a fost perfecționat în mod progresiv pentru a oferi o gamă largă de performanțe menite să satisfacă cerințele pieței. Una din realizările semnificative a fost abilitatea de a transporta marfă deasupra punții, care a fost posibilă prin montarea unei uși mari de încărcare în porțiunea anterioară a fuselajului. Ușa lată de 3 metri poate fi montată fie în timpul fabricării unui nou avion, fie retrospectiv la orice versiune a modelului 111. Ușa a fost concepută pentru ușurința de funcționare. Sistemul este armat printr-un comutator principal de control de pe panoul hidraulic al cabinei de zbor, iar luminile indicatorului de poziție al ușii sunt marcate cu celelalte indicatoare ale ușii pe panoul de plafon. Încărcarea este controlată de la un panou extern situat sub ușă la un nivel convenabil pentru mână. Aici vedem poziția normală de deschidere a ușii pentru sistemul de încărcare al mărfii. În mod alternativ, ușa poate fi deschisă la o poziție aproape verticală pentru încărcarea prima cara. Ușa poate fi mobilizată în oricare din aceste poziții cu un lonjeron de sprijin. Sistemul de manipulare al mărfii constă dintr-o pardoseală de marfă suprapusă care este montată pe secțiuni în lăcașurile scaunelor de pe pardoseala de pasageri. Rolele permit mișcarea ușoară a paletelor de marfă care sunt apoi imobilizate în poziția dorită prin fittinguri cu cârlig retractabile. În zona ușii sunt montate platforme pe bile pentru manevrarea ușoară a paletelor. Conversiunea dintre rolurile de pasager și de marfă poate fi efectuată în mai puțin de 2 ore, doar de 4 oameni, fără mai avea nevoie de scule. Întrucât sistemul de manipulare a mărfii la nivelul punții poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință din avion, o capacitate completă de transportat marfă poate fi realizată cu penalizarea minimă de sarcină utilă la transportul de pasageri. Întregul procedeu de încărcare al mărfii este destul de simplu. Ușa mare poate accepta palete de standard internațional de 2,70 x 2,20 metri, încărcate complet până la o înălțime de 1,30 metri. Sistemul de manipulare al mărfii este proiectat pentru a face față fie la paletele de format întreg, fie la cele de jumătate de format. Cu platformele pe bile și sistemul de role, se pot manevra cu ușurință sarcini de cele mai mari dimensiuni. Paletele sunt așezate contra cârlicelor de imobilizare în poziția dorită. Celălalt capăt al paletei este blocat apoi de asemenea în mod similar. Paletele amplasate în zona ușii sunt imobilizate orizontal cu fittinguri retractabile pe aliniamentul barei exterioare de reținere. În afară de palete și containere convenționale, ușa cea mare poate permite ca o varietate de obiecte și colete voluminoase să fie încărcate și apoi legate de palete în interiorul avionului după necesități. Pe lângă capacitatea avionului de a transporta mărfuri pe punte, magazinele de sub punte al avionului BH-111 pot fi utilizate de asemenea pentru a transporta o varietate de mărfuri, precum și bagajele pasagerilor. Ambele magazii de mărfuri sunt încălzite și etanșate și pot fi folosite pentru a transporta vite după necesități. Pentru a menține atracția la pasageri, când transportul de marfă nu este necesar, interiorul ușii de marfă este finisat complet la aceleași standarduri ridicate ca și restul interiorului cabinelor. Suportul pentru pălării reține panourile de servicii pentru pasageri, iar linia ferestrelor cabinelor este neîntreruptă. Aceste trăsături fac ca ușa să treacă aproape neobservată când avionul este utilizat în rolul de pasager. Avionul 111 poate fi configurat fie pentru un ansamblu mix de pasageri marfă, fie pentru un ansamblu complet de marfă, pentru a satisface cerințe deosebite. Seria 500 poate transporta fie un ansamblu mix de 54 de locuri și 10 containere atașate de lăcașurile scaunelor, fie 5 palete standard și jumătate. Aceasta asigură o capacitate de peste 10 tone și o rază de zbor de 1400 de mile marine. Seria 475 poate transporta fie un ansamblu mix de 54 de locuri și 6 containere atașate de lăcașurile scaunelor, fie un ansamblu complet de marfă cu 4 palete standard. Aceasta îi asigură seriei 475 o capacitate de 8 tone și o rază de zbor de aproape 1700 de mile marine, asociate cu standard ridicat de performanță de aeroport. Aceasta face ca avionul să fie adecvat pentru operații în zonele unde accesul este dificil pentru alte mijloace de transport. Seria 475 este prevăzut de asemenea cu opțiunea pneurilor de joasă presiune și o trusă de protecție la funcționare pe pistele de rezistență redusă sau deschise.
Capacitatea totală de transportat marfă a avionului BAC-111, cu marea sau ușă de încărcare pentru mărfurile paletizate sau ambalate în containere, sistemul său simplu de manipulare al mărfii și flexibilitatea de ansamblu le permit operatorilor modelului 111 să satisfacă cerințele schimbătoare ale pieței în mod garantat și eficace.